Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Roleplay. Astăzi o să mergem aici cu Marx la casa lui să-și ia și el bagajele. Dacă vă place și mai vreți episoade de... Așa, dacă vă place și mai vreți episoade de genul, să strângem la acest episod câte like-uri vrei, mă? 50 de like-uri, strângem 50 de like-uri. Dacă strângem 50 de like-uri o să mai filmăm, așa că mergem să-și ia... Să-și ia bagajele, pentru că nu mai avem ce căuta în acest cartier. Sat. Nu știu ce-o fi. Cartier. Așa că nici nu mai știu unde e casa. Unde e casa? Nu știu. Bagă la Mac. Bagă-te în Mac acolo. Parcă aici era. Ba da, pe aici. Nici tu nu mai știi. Acolo în față. Uite aici. Hai, du-te, ia-ți bagajele repede, hai. Acum am iau bagajele. Așa. Nu e bine. Avem aici niște aplicații. Bă, dar niciodată n-am umblat în ăla. Cam așa arată și interiorul Blanao. Aoleo, mă auzi, bă, grampule, cât mai am să fac aici? Da. Da, trebuie să dă o leacă mașina mai în față. Opa, trebuie să-mi dau un stop. O să fie ceva. O să întâmple ceva cu mine. Băiatu. Gramp, ajutor, Gramp. Mă repit ăsta cu mașina. Bă. Mamă, gata, iată că am fugit, fraților, nu mai stau aici nici o secundă, o să vin eu după Marc acolo. Bă, aha, am intrat în casă pe la ăștia pe aici, dar nu mai stau nici o secundă, fraților, l-a răpit pe fucking Marc, nu mă așteptam. Bă, dar cum, mă? What? Gram, te-am sunat, m-auzi? Da. Zi. Bă, mă repit asta cu tine. Mă repit asta cu mașina, bă. Care mașină? Care mașină? Mașina aia cu mașina. Asta am fost noi atunci, bă. Aia cu sânge pe aia? Da, mă, dar hai, ajută-mă, mă duc în oraș de București. Nu vorbesc cu nimeni, nu. Vorbesc așa. Pe cine ești? O să te răspund aici. Ok. Da, fraților, nu știu ce să fac, m-am panicat, e dimineață, nici nu știu cât e ceasul, e 5 dimineața, nici nu știu, dau fug, o să, episodul viitor o să venim să-l salvăm pe Marc, nu știu cu cine, cred că o să chem poliție sau ceva, că nu, singur nu am ce să fac, nu știu unde e, nu știu, nu am... Da, zi, spune. Cu tine vorbești, bă. Deci, la telefon cu bord. Acum, bă. Da, eu sunt papel aici cu el. Bă, m-auzi. Da, zi, spune. Bă, fii atent, mă duce la țară, bă, frate, știu unde e casa aia, la Nea Gorghiță, acolo. Acolo mă duce. Pe bune? Eu cred că... Mamă. Bă, este nebun, bă, se duce pe munte, bă, facem accident, bă, grampule. Bă, fraților, nu știu, deci m-am și speriat, am văzut că e o mașină ca parcată acolo, dar nu știam exact, că nu s-a văzut bine. Bă, să-i nebun, bă, duce la munte, bă, frate, nu mă duce la țară. Da, frate, ce, bă, ajută-mă, bă, frate, hai. O să te ajut, vezi să nu te audă ăla, vezi că o să-ți închid și o să vină după tine cu poliția, nu știu. O să vină, bă, telefonul ăsta iau în buzunar. Bine. Hai, te rămas. Pe jos de mașină. Bine, hai că ne-am auzit. Acum? Pe jos de mașină. Fraților, nu știu, în episodul viitor o să venim cu poliția să-l salvăm pe Marc, pentru că aparent acea dacie
era, cred că în acea Dacia sau nu știu ce, nici nu mai știu, Lada, Dacia, nu mai știu ce. Cred că e, spune. Vrăt a plecat ăsta, a parcat pe o munte, a plecat așa un pic, a parcat pe o munte, știu unde mergi la țară, acolo pe munte, bă, și bă, bagaj sunt babele, bă, frate, mă ajută. Nu știu, bro, nu știu ce să fac. Nu vreau, o să vin acum. Ia vezi ce am în portbagaj. Fraților, nu să, nu mai știu să mai merg, bine că nu e trafic pe aici. Să mergem repede după marcă. Nici nu mai știu pe unde să mă mai bag. Am și zgâria mașina, spar bara. Auzi, gramă, a plecat, m-a lăsat pe munte și a plecat acum, bă. Pe munte? Mașină. Aoleu, nu a plecat acum, bă. Fraților, să mă duc după el. Vreau să-i spionez. Bine. Bă, fraților, o să-i spionez. Nu știu dacă mai are niciun farme să mai fac vlog, dar îl fac pentru voi. Pentru că știu că vă place. Și... nu știu dacă mai are niciun sens să mai fac vlog, dar hai că-l fac. Bă, frate, bă, mersi că ai fost prieten cu mine. Mă duce, frate. Bă, am văzut ce are în portbagaj, acum am văzut sus la munte. Deci nu... nu o să vin cu poliția, doar o să vin să vă spionez, să văd unde vă duceți. Bă, nu vorbesc cu nimeni, nu mă enerva, nu vorbesc cu nimeni. Mamă, fraților. Fraților, nu știu, din ce să fac. Am un telefon, că vorbesc cu cineva, am un telefon, zi-mi că am un telefon. Am mutat în bagaj, dar... bă, dar ce vrei de la mine, bă, zi-mi, ce vrei de la mine? Bă, asta nici... bă, bravo, ăsta nici nu vorbește nimic. Ce vreau eu? Treaba tu, tu ai spus-o. Bă, grampul, auzi pe ăștia, pe ăsta? Da, eu l-aud. Stai aici pe apel, cu tine. Închide telefonul. Bă, dar eu nu vreau cu nimeni, bă, mă. Ia, a patra oară când te zic, sau a treia oară când te zic, lasă telefonul pe bord. Nu știu pe unde e, frate, nu știu. Grampul, telefonul pe bord, dar nu închide, da? Da. Bă, eu să încerc să te localizez, mă, să te localizez. Ok. Gata, am pus telefonul pe bord. Acolo sunt ții. Acolo sunt ții și acolo sunt ții. Cine ești, mă, frate? Mă, zi-mi și mie, bă, frate, dar cine ești? Cu cine vorbești? Bă, cu cine vorbești? Vorbesc cu mine, bă, că ești... că e bun? Bă, grapă-le, cât a făcut ăsta cu patru ăștia, de nu mai știe cine vorbesc. Stai, că te-am localizat. Nu mai spune nimic. Nu mai spune, frate, nimic. Dacă mă vezi, eu sar din mașină și urc în trei și ai fugit, da? Nu sări, că e periculos. Băi, e criminal, nu sări, taci din gură, o să vin cu poliția. Nu sări, nu. Ok. Auzi, mă, cine mai repede, poți să oprești un pic să beau și eu apă, dacă ai mașina asta apă. Fraților. Nu știu, e prea periculos, fraților, nu știu ce să fac. Dați-mi și mie o idee în comentarii acolo. Mie să nu mă prindă, o să mă retrag. Filmează, pune pe YouTube, poate mă ajută cineva și... Da. O să pun pe YouTube. Să vedem dacă... Bă, vorbește, mă, când aude ăștia, bă, când aude ăsta. Când aude ăsta, vorbește, mă. Pișa mai pe fața lui. Da, nu știu ce, bă. Bă, fraților, nu știu ce... Mă, tu vrei să te pare cu mașina de bă? Bă, nu, te rog, nu, bă, n-am zis nimic. Fraților, apăsați acum butonul de like. O să vin în episodul viitor cu poliția. Bă, frate, tu ceri butonul de like, nu zici de asta, bă, frate? Fraților, la 50 de like-uri o să-l salvăm pe Marc. Nu știu cum, o să vin cu poliția, nu știu exact cum. Păi, nu știu, o să ne auzim data viitoare. Salut!